trabalhar no pai voltar. É muito legal que ela tem um. În cursul nopții de 8 septembrie, în jurul orei 0 și 45 de minute, s-a deplasat ambulanța la un caz în zona comunei Tâmboiești pentru a prelua un copil. Ambulanța n-a ajuns la Tâmboiești, a fost copilul preluat pentru că s-a întâlnit pe drum cu o mașină particulară care venea spre spitalul nostru. A fost preluat de către ambulanță. Am înțeles că cei de la serviciul de ambulanță i-au făcut toate manevrele necesare în cazul acestui copil care, din spusele părinților, unui părinte de acolo, la momentul ăla, se pare că s-ar fi necat. Deci, după manevrele pe care le-a făcut, copilul era decedat, cu toate manevrele care s-au făcut. A fost adus la spitalul nostru, în garda medicului șef de secție de psihiatrie, și același lucru au constatat decesul. Bineînțeles că odată cu ambulanța au mai venit și vreo 10-15 cetățeni de etnie romă, pentru că acest copil de 2 ani și 4 luni era de etnie romă, și au început să facă scandal la camera de gardă. Mai întâi au agresat verbal pe asistentul medical, pe medic și injurii, după care au agresat fizic pe asistenta de la camera de gardă și pe supraveghetorul, care era de serviciu pe secția de psihiatrie, dar a fost chemat să ajute să intervină la acest caz. Și a fost, așa cum am spus, a fost agresat, are semne pe față, se pare, supraveghetorul și asta. Motivul pentru care au fost agresați salariații de la noi, se pare că cei părinți aparținători acestui copil au vrut să trimită copilul la Focșani, la stat, la UPU. Dar copilul nu era mort deja, era decedat, deci nu avea rost să trimită la Focșani. Cam cât erau cei care au... Am înțeles vreo 15 cetățeni. Au fost de servici, pe compartimentul psihiatriei, singur fiind. Am solicitat la orele 045, pentru că este o problemă la camera de gardă. Am venit, am văzut care era treaba, erau doar mama și cu copilul, un copil decedat, de care ziceam că zic, nu o să fie probleme, chiar mă miram, că zic că a mai fost cazul între astea și tot așa au venit alaiuri peste noi aici. Sunt acolo un pic târna, au început să vină din rubede din lor. Mașini. Am stat, toți eram în cameră de gardă, așa, că am să ținem piernă. Eu fiind supraveghetor, am stat să ne țin piernă toți. Toți erau... baricadat în... Da, eram în cameră de gardă cu toți. După aceea a venit o cetățeană, bunica, am înțeles, bunica decedată, pe copil. A băgat mâinile mine aici, m-a zgrea pe față, pe aici, pe unde de-a. Și a început, m-a apucat de piept și a început să dea, că eu am omorât băiatul și de ce nu l-a salvat și de ce nu-l pun pe aparate de la care văd la televizor, că era de viață. Zicea, nu e femeie, eu n-am nicio treabă cu asta, tu înțelegi, liniștiți-vă. Asta este mai mult de atât, n-am putut să facem noi. Nu putem, așa a venit cu el. Nu, că nu-i mor. Și a început să-mi dea, că cu toți au dat, nu mai știu, am dat în cap, am dat și oasele așa. N-am așa bunătăi, zic, dar mă dor că m-au dat în cap, că mi-au dat și așa. Și cine au mai bătut? N-au, că i-am ținut piept doar eu și m-am asumat, am mai dat într-o infermieră, nu știu dacă a lovit-o sau a trepezit spre ea, dar nu știu exact așa dacă a dat în ea, că vă dați seama că la laiul care a fost acolo... Și amenințări ce v-au spus? A zis că ne-au dat bani, nu știu ce, că luăm teren pe spinarea lor și că... Dar ce n-am spus? Nu mai avea de... Ce v-au zis că vă vor face? A spus că aduci cu tine tai și ne dă foc, în dimineața ne dă foc aici, că a mai murit de din lor, copiii lor aici, că noi nu ne facem treaba. Dar asta, din surse ce am înțeles și eu acum, nu știu dacă pot să vorbesc cu toată așa, copilul a fost și până în decembrie, deci
clar că nu a avut grijă lor. Așa, așa mi se pare. Mie că a fost, deci nu știu dacă trebuie să dau și în derbe, dacă s-au speriat.